Eu care urăsc viața cu timiditate, mă tem de moarte cu fascinație. Mă tem de acest nimic care ar putea să fie cu totul altceva. Mă înspăimântă în același timp și ca neant, și ca altceva. Ca și cum în el s-ar putea reuni și nimicul absolut și oribilul, ca și cum ar urma să fie introdusă în sicriul meu respirația eternă a unui suflet corporal, ca și cum ceva muritor ar urma să fie torturat prin claustrare. Ideea de infern pe care doar un suflet diabolic va fi putut să o inventeze, mi se pare dedusă dintr-o confuzie de acest fel, adică un amestec de două spaime diferite, care se contrazic și se corup reciproc.